Președintele Partidului Social-Democrat Buzău, Lucian Romașcanu, a declarat cu ocazia lansării candidaților pentru alegerile locale din data de 9 iunie 2024 că mai mulți primari în funcție au ales să facă pasul înapoi, inclusiv actualul președinte al Consiliului Județean Buzău, care nu va mai candida pentru al treilea mandat. Am avut și am mulțumit și în sală primari care au decis, și e raritate, vă spun, adică nu găsiți în politică prea des pe cineva să lase locul altcuiva. Primul, și mulțumesc domnului Neagu că a decis după 20 de ani să continue în Parlament și sunt convins că va fi o mare câștig pentru Parlamentul României. Am avut primari la Cernătești, la Pietroasele, la Grebănu, care au decis să facă un pas lateral și să lase tineri să continue. Am avut, venind spre noi oameni care în mare majoritate au fost tineri, am avut evaluările noastre proprii și am decis să mergem în anumite locuri cu alți candidați și acolo ne-am orientat către tineri. Din păcate, doamnele nu vor foarte mult să se implice în politică. Avem Robeasca, Puiești și acum Năieni. De fiecare dată când vom identifica un candidat femeie pentru o poziție, o vom susține din toate puterile. Primarii s-au retras fie că nu au mai dorit să candideze, fie pentru că organizația județeană s-a gândit la o altă strategie cu care să atace alegerile locale de anul acesta. De fapt, s-a făcut anul acesta ceea ce nu s-a făcut niciodată în cadrul partidului nostru. Sunt peste 15 primari în funcție care nu mai candidează. Fie că ei nu mai vor sau am găsit acolo o altă strategie împreună cu un nou candidat să facem o echipă și să câștigăm alegeri de acolo. Al doilea punct. Sunt foarte mulți candidați tineri. I-a văzut și dumneavoastră în sală. 30 ceva de ani, 40, până 50. Evident, mai sunt câțiva primari peste 60 de ani. Dar foarte mulți sunt candidați noi și tineri. În 25 de organizații sunt candidați noi. Evident că am reușit să facem echipa acolo, chiar dacă, cum a spus domnul președinte, Petroasele, Râmnicelul, Grebăr, Oziorul, Rușețul și celelalte, unde am reușit să facem o echipă, de acolo candidatul nostru face echipă cu actualul primar. Deci este un lucru foarte bun pentru noi și am reușit să facem această echipă și, într-adevăr, avem cea mai bună echipă pentru Buzău. Săptămâna trecută, la Sala Mare a Consiliului Județean, Partidul Social-Democrat a organizat evenimentul de lansare al candidaților pentru alegerile locale din luna iunie.